Every night, I've been thinking about breaking on. But she got that trunk in the back that makes me switch it up. Bara la bara cu Mihai Hânda pe Impuls. V-am mai zis că de tare îmi place piesa dumneavoastră? Gata, da, am intrat, suntem pe ele. Mi-ați mai spus, da, da. Chiar a fost o plăcere să vă văd la concertul din Cluj, nu mă așteptam. Ce frumusețe, da, noi ne-am întâlnit la Cluj, gata, pot să dau, intră în direct? Intră în direct, noi pe radio suntem în direct, dar să fim și pe Facebook. Johnny Romano are piesă nouă și a venit la radio. Vai, ce bine sună vocaliza aceea. Cum ești tu, Johnny, ce ai mai făcut? Wow, câte lucruri am făcut în ultima perioadă, cel puțin de când am venit ultima oară la tine cu Naja Now. Așa. Am întâlnit o grămadă de oameni minunați, profesioniști, din punctul meu de vedere genii. Concerte. Am avut concerte destule, am avut concerte. Mi-ai zis că ai avut 3 sold-out-uri sau câte? Băi, cred că am mai avut sold-out-uri, dar am avut cel mai recent, acum am avut sold-out-uri, da. S-a schimbat viața ta de la piesa asta care a fost hit? Cred că s-a schimbat în prima săptămână după ce a ieșit piesa, cred că de atunci deja se schimbase. Noi ne-am întâlnit în prima oară în studio pe 1 decembrie, de ziua noastră a românilor. Ai venit, ai cântat piesa foarte mișto, foarte frumos și atunci era proaspătă. Era în prima săptămână sau un pic da, după? Da, cred că era în primele 10 zile ceva. Știu că a venit Johnny și a rămas așa impresionat. Am zis, băi, mă așteptam să fie o atitudine mult mai de artist așa. Eu unde stau, unde cânt. Dar a fost foarte... Ești și un artist mișto și un om foarte mișto. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Eu îți mulțumesc că ai venit. Felicitări pentru noua piesă. E piesă cu Juno. Yes. Juno care... Textul a scris cine? El, textul lui, eu textul meu. A, deci fiecare și-a scris da, partea exact, și da. V-ați întâlnit în studio și ați dat foarte bine. Dar împreună. Bine, noi am făcut practic piesa la un session, la un jam session. Tu ai foarte multe segmente de astea pe care le-am văzut viralizate, inclusiv pe TikTok, că probabil e relevant. Eu consider că e o platformă relevantă. În care dai freestyle-uri de astea live. Adică oamenii stau, îți arată niște cuvinte și tu le iei rapid în engleză. Da. Atenție de menționat. De unde ai tu engleza asta așa de chiar impecabilă? Chiar astăzi am făcut de dimineață. La dimineața cu noi, da, da, la da, noi la Martina, la canal de Cristian, da. Bine, a fost. N-aveam instrumental, dar a ieșit ok. A ieșit ok. Am cântat mai mult decât am făcut rap. Mie îmi place că pe Johnny poți să-l întrebi, băi, cântăm? Și zice, da, știi că eu sunt cu cântatul. Adică da, cântăm. Deci cum să nu? Eu zic să rămânem pe Facebook, mai sunt multe și faine de povestit. Avem muzică nouă, avem piesă nouă de la Johnny Romano. Rămânem live pe Facebook-ul nostru, Radio Impuls România. Haideți acolo cu noi, pentru că simt că avem multe și faine de povestit. You're listening to Radio Impulse. Gata, am rămas doar pe Facebook, suntem bine, tu auzi, mă auzi pe mine da, în cască. Da, aud. Deci nu te derutează, nu s-a întâmplat să auzi emisia. Câte luni au trecut de la Naja? 6 luni. Jumătate de an, de la prima piesă. Da, 6 luni. Am văzut acum o secvență, un podcast pe care cred că l-ai filmat tot astăzi alături de colega noastră Roxana Nemeș. Nu, cred că are o lună jumate. Are o lună jumate? Da, ok, da. Am văzut o secvență la ea. Probabil că l-ați filmat acum o lună jumate și se postează astăzi. Da, da. În care povesteai despre... Eu n-am știut. Acum o lună, parcursul. O lună ceva, nu știu exact, da. Pe tine te-a descoperit Connector cum? Exact așa, cum am spus și acolo. A postat, a pus un story în prietenul meu, cu mine. Tu care ce lucrai cântam înainte? În casă. Ce sau, lucra... Atunci, în perioada întreb. Aia, nu e niciun deranj. Nu, okay. Ferește, nu. Mă mândresc cu faptul că am muncit și că... Tu ai 24. 25 deja, da. Mulți înainte. Asta înseamnă că ești din 97? Da. 97, nu? Deci eu sunt mai mic ca tine. Am vrut să văd dacă te prind în offside, da. Tu ești mai mic ca mine, zis? Da, eu sunt din 99. Nu cred așa ceva. De ce? Par mai... cu fățuca asta așa de... Nu cred. Nu știu, dar poate felul în care vorbești și gestionezi pare că ai fi cel puțin de seamă cu mine. Să rămână, mulțumesc. I will take that as a compliment. Adică maxim un an sub mine ți-aș fi dat. Tu ai început muzică... Dar tu câți ani ai? 23. Tu ai 23, da, nu? Vezi, eu nu te-am lăsat în offside. Da. 23 mulți înainte, mulți înainte. Mulțumesc la fel, să fie pentru toată lumea. Și tu te-ai apucat de muzică, de fapt, de la ce vârstă? Bine, m-am apucat, eu mult spus m-am apucat. Cântai prin casă? Nu știu, simțeai că ai o pasiune pentru... Practic, eu am început să cânt de mic, de la 4 ani, de la 5 ani. Și la 25 te-a văzut Connector postat... 24, pe... 24, aveam 24. 24 de ani?
postat de un prieten de-a tău, da, cântând prin casă și a zis să-ți dai demisia și să vii la... Nu a zis chiar atunci să-mi dau demisia, nu, a zis... Da, a zis vreodată. Tu ai văzut segmentul ăla, da, și da, puțin da, 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 da. Nu, a zis hai de la studio să, să ne vorbim, să ne vedem ce-i cu tine, ha. Și am fost la studio și ne-am înțeles minunat din prima zi de atunci. El trebuia să meargă la Asia Express atunci, în perioada aia. Okay. Adică chiar atunci, săptămâna aia, trebuia să plece la Asia Express sau ceva de genul. Și am așteptat să vină de la Asia Express. A avut un concert la Mangalia. Așa. Și m-am dus în vacanță, m-am dus să-l văd, știi? M-am dus să mă bucur de viață, nu neapărat pentru o chestie de asta job-ish sau am considerat eu că e asta trebuie să fac. Zic, bă, și colegii tăi de la job ce ziceau atunci? Se pregăteau pentru momentul în care o să le zici gata, asta aici mi-este preavizul. Mai mult sau mai puțin nu știa că se pregăteau. Adică nici nu... Nu mi-ai zis ce lucrai și am rămas curios. Da, 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 lucram în call center. Ok. Da, lucram într-un call center atunci în perioada aia. Mai ții legătura cu cineva de acum 6 luni, din viața ta de acum 6 luni? De la lucru? Normal. A, de la lucru, de la job? Nu, 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 nu. Nici nu știu dacă mi-aș permite. Lucram, eram singurul bărbat după din birou. Și era așa după cum te văd un pic aiurea? Nu era aiurea deloc. Adică era grupul la biserica aia de fete și... Nu, nu, era vibe, era frumos la muncă. Nu, Doamne ferește, nu, mie îmi plăcea maxim. Chiar mă distram, dar nu știu dacă ar fi fost ok, poate să țin o legătură așa la muncă, suntem la muncă, na. Dar am crezut că mă întreb dacă mai vorbesc cu cineva dacă 6 luni în general. Normal. Că, da. Normal. Dar au fost, uite, au fost și oameni care au plecat după ce ai cunoscut succesul ăsta așa dubuit, așa care brusc. Au plecat, la ce te referi, care au dispărut așa din viața mea. Da, așa de la sine s-a stins, s-a răcit, da, n-a mai povestit. Da, da, da. Da, s-a întâmplat pentru că îmi doream foarte mult lucrul ăsta. Îmi doream. Deja munceam pentru el, mm-hmm, de ceva timp, chiar dacă nu... Nu știu, aveam... Am mai zis și mi-e și aiurea că zic mereu, dar serios, poate în fiecare zi cel puțin 2-3 ore, 4 ore. Și dacă nu era portița asta de intrare, de... Aș fi continuat. Dar care era planul tău? Cum te vedeai tu? Din ce îmi spui, vedeai sigur că o să ajungi aici în momentul ăsta? Nu neapărat, sincer, nu neapărat. Adică n-am avut o viziune în care să zic, băi, trebuie să fac eu așa și să... Știi? Nu. Viziunea, în practic, era foarte strict legată de muzică. Adică vreau să ajung la un produs care îl consider eu fantastic, care mă sparge pe mine. Bă, să fac o piesă eu care să fie... nu știu, să nu poți să o dai așa la o parte, să o asculti. Trebuie să o asculti, băi, e bun, nu știu. Asta era gândirea mea atunci, știi? Și eu tocam acolo la chestia cine asta. Cine te inspira? La cine te uitai pe, nu știu, pe nești și ziceai, mamă, ce bine dă ăsta. Cele mai mari inspirații ale mele, în primul rând Kendrick, maestrul meu, de la care am învățat rap. Eu nu știam că există rap până nu l-am auzit pe Kendrick. N-aveam această informație. Real, nu știam că există rap. Ras ar fi unul din inspirațiile mele. Deoarece el și produce, el și face piesa. Tu te-ai și cu producția, stai și în studio să tragi de software, de butoane. Încă lucrez. Adică mai stau pe sound design, pe voce, dar pe partea de producție ca instrumental, ca beat, încă lucrez. Am făcut eu ceva, m-am răzgheat eu puțin. Dar mai trebuie, pentru că, mai ales acum că în jurul meu nu mai sunt oameni la care pot să le arăt un beat și să zică da, și... Da, tu ești genul ăla, din ce îmi povestești, genul ăla de artist care intră în studio și e foarte, nu știu, perfecționist ar fi termenul. Adică dacă nu sună exact așa cum ți-ai imaginat tu, mai bine nu. Dar nu sunt neapărat perfecționist, niciodată n-am fost. Nu, ideea de perfecțiune nu-mi place, mi se pare că e ceva nul, ceva care nu există. Atunci, nu știu, crezi că termenul de tipicar se potrivește mai bine? Nu tipicar, eu îmi doresc ceea ce e sfârșitul, practic. Mm-hmm. La melodie să fie frumos, să fie frumoasă, trebuie să fie frumoasă, dar frumoasă după regulile naturale, nu știu cum să explic. Adică și natura nu e perfectă, e frumoasă. Exact așa, exact asta caut la o melodie, la orice înregistrez, la orice lucrez. Caut să fie frumos, dar frumos natural, nu știu cum să explic. Exact cum e natura, cum vezi un copac și zici că e frumos, exact asta caut și eu. Când fac o piesă, zic ce frumos, estetic, așa, nu știu cum să explic. Cu cine îți dorești să lucrezi de la noi? Cu cine îmi doresc să lucrez de la noi? Eu sunt, Nenicu, uite, era unul din... Nenicu, chiar, Nenicu Connector, okay, chiar era unul din artiști și mă bucur mult că am făcut... Ai o piesă cu asta? El. Da, exact, da, sunt foarte bucuros. Și că pot să lucrez cu el în felul în care lucrez. Eu sunt curios cum ai sunat tu cu o voce de fată. Și eu, sincer.
Cu Andra aș vrea să... Uuuh. Cu Andra aș vrea să... Mi-ar plăcea. Nu vreau să trimit acum să gez nicăieri, știi? Dar chiar Andra, m-ar face totuși, plăcere. Dacă le auzi, lui Johnny i-ar plăcea. Chiar mi-ar face plăcere, mi se pare o voce extraordinară. Așa sunt și frații tăi, pasionați de muzică ca și tine? Nu. Eu sunt singurul nebun. Singurul din familie, n-ai moșterit talentul de la recent, mama, de la tata, recent, de la un unchi. Recent, surioara mea cea mică. Suntem patru frați și trei băieți și o soră. Și okay. Sora mea e cea mai mică, are 16 ani. Tu ești cel mai mare dintre frații tăi. Surioara ta cea mai mică, ai zis că are câți ani? Sora mea are 16 ani. Mulți înainte. Și are afinitate, am auzit în ultima perioadă ce cântă, ce... Chiar cântă frumos la modul ăla. Nu-i dau niciun punct bonus că e sora mea, știi? Mm-hmm. Chiar cântă frumos și nu mă așteptam. A prins puțin surprindere. Știam că mai se răzgâie. Dar noi, de exemplu, noi n-avem în spate unchi. Mama, tata, nu e cu chestia asta. Mie îmi place termenul ăsta, se râzgâie. Adică se alintă cumva, e... Da, te-ai râzgat un pic, adică te-ai alintat un pic. Da, exact, dacă te râzgâi în timp ce cânti, adică dacă cânti și nu cânti I just wanna hold you close. Aia e corect. Și dacă ea face just wanna hold you close, să râzgâie. Și eu aud că se râzgâie. Păi și că de ce tu, nu e cu tine în studio? Tu știi ce faci? N-are curaj. E foarte pudică și ea cu chestia asta, știi? E foarte rușinoasă. Dar înțeleg de ce, că și eu la fel eram la 16 ani. Wow, wow, ce emoții aveam. Cumva... Și știam că virgulă uite, cânt apropo ok. Apropo de ce povesteam mai devreme de voce feminină, ar fi și o șansă și o amintire foarte frumoasă. Abia aștept să cânt cu sora mea, să fac o piesă cu sora mea, să cântăm împreună. Care... Tonul ei mi-e foarte plăcut mie. Tonul ei e dulce așa ca al meu, e călduros așa ca al meu, doar că are înaltele alea feminine care eu nu prea le am. Nu prea pot să cânt acolo înalt. Ai tăi sunt mândri de tine, de voi? Da, sunt bucuroși amândoi părinții mei. Amândoi sunt foarte bucuroși. Tot din podcastul ăla povesteai că tu n-ai avut neapărat o copilărie foarte... cum să mă exprim? Da, ai zis, eram amărâți. Ai folosit tu termenul ăsta. În timpul în care au trecut anii, în ultimele 6 luni, au avut astea ultimele 6 luni un impact asupra vieții și din punctul ăsta de vedere? Adică nu știu, ai reușit să nu știu dacă schimbi un pic temperatura asta tu, cumva? Eram ok oricum, eram ok. Adică când eram, că de asta spun, când eram mici. Uh-huh. Dar noi de ceva timp suntem ok, suntem chiar ok, știi? Toți ne-am făcut mari, toți copiii ne-am făcut mari. Nu mai trebuie să stea mamă cu tată cu ochii pe noi și așa mai departe și am prosperat toți în casă, am fost plecați și noi pe afară și așa mai departe, na. Tu ai fost plecat din țară, nu știam. Da. Sau ba da, cred că mi-ai zis ceva. Da. Și suntem ok de ceva timp. Normal că am o situație mai bună, mulțumesc lui Dumnezeu, dar nu consider că aș fi putut eu să-i salvez cu ceva sau că ar avea nevoie. Nu, chiar suntem ok, suntem bine toți și... M-a ajutat foarte mult acest lucru, faptul că am putut să fiu focusat și să stau liniștit, bă, aoleo, trebuie să, așa, știi? Mm-hmm. Aia s-a deci întâmplat. Nu simți lipsa jobului, gata. Da. S-a ajuns la o stabilitate exact. Din muzică, exact, ceea ce exact, e enorm pentru șase. Da, e extraordinar. Plus că eu pot să fac chestia asta care oricum o făceam înainte. Chiar dacă munceam, eu veneam de la muncă și 3-4 ore poate dădeam freestyle-uri sau intram pe softuri și încercam să mai învăț ceva și chestii de gen. Oricum o făceam, asta vreau să zic. Oricum aș fi făcut. Deci astea toate au contribuit. Tu te-ai antrenat foarte mult timp până când să auzim noi piesa asta. Da. Pe care unii au criticat. Au fost mulți hateri care au zis, bă, ce e și cu Najanao asta? Nu. Am fost mă bucură să aud asta. Și chiar nu... Mă așteptam eu, sincer, cel puțin când am dat unul la piesă, zic, a, trebuie să mă pregătesc puțin emoțional. Așa. Pentru chiar n-a online fost, bullying. Am fost super surprins. Hai să ne întoarcem pe radio. Îți mulțumesc tare mult pentru povești. Asta mai vreau să te întreb înainte să ne întoarcem pe radio. Unde urmează să cânți? Noi ne-am întâlnit la Cluj într-un concert, ai zis că ai fost la Timișoara, Iași. Astăzi în București. Unde? La Club One. Și mai sunt bilete? Vreau să... Cred că da, mergem. Cred că mai sunt. Mergem la One. Bun. Dragilor, doamne, pe unde am ajuns cu poveștile? Haideți pe Facebook-ul Radio Impuls România, haideți să ne și vedeți. Am în studio un invitat foarte drag mie, de asta o să zic, și foarte special, Johnny Romano. Pe care îl salut încă o dată ondier, că voi nu ne-ați mai auzit de niște zeci de minute. Noi ne-am luat pe Facebook cu povești. De seară tu ai concert. De seară avem concert la One. Nu știam treaba asta. Noi ultima dată ne-am întâlnit-o la un concert de-a tău, Completely Random, în la Cluj. La Cluj, da.
Dar tu nu știai că e concertul meu, Vinire în Domn? Aflasem cu câteva ore înainte. Serios? Da. Vai. Eram acasă, aflasem cu câteva ore înainte și am zis super tare că se leagă așa toate, să ne și vizităm la club, să ne și întâlnim o gașcă de prieteni și să fie și Johnny Romano pe scenă, că eu nu te mai văzusem live într-un concert never ever. Deci... Și m-am bucurat că am văzut câteva fețe cunoscute și chiar m-am bucurat. Foarte tare. De seară, dacă mai sunt bilete, știu eu cel puțin două suflete. Uite, ia ca unul aici și încă unul acolo în spatele online-ului Radio Impuls, care vor să vină. De la ce oră începe concertul tău? Eu o să deschidă de la 9, o să cânte și Bogdan de la Ploiești, am impresia înaintea mea, dar nu știu exact la ce oră programului, și eu o să intru la 12:20, 12:30, cam acolo. S-a schimbat mult viața lui Johnny în ultimele 6 luni, în bine și în frumos, exact așa pur cum simt eu că ți este și ție sufletul. Zim de praf, ca să-i dăm o dată play, eu am ascultat-o pe boxele de pe radio, dar n-am ascultat-o direct din FM pe boxele de aici, din studio. E colaborare cu Juno, tu acum te-ai cunoscut cu Juno și ai zis că s-a legat o prietenie mișto. Deja e ceva timp de când ne-am întâlnit noi, am avut un camp cu label-urile, label-ul nostru, cu al lor, și niște sesiuni de freestyle, niște sesiuni de studio, și ne-am întâlnit acolo și chiar ne-am prietenit. Dar tu în ce categorie intri, în ce folder cazi? La ce te referi? Manea, trap, pop, nu știu, hip-hop, în ce categorie cade Johnny Romano ca și genre? Îmi place că e cumva în aer, în continuare e puțin în aer și îmi place. Și vrei să o lași așa? Sincer să fiu, mi se pare că e puțin în aer. Eu m-am mai răzgăiat, i-am spus eu trap țigănesc, gypsy trap, știi? Ok. Dar poate găsesc eu ceva mai finuț, mai... O fi și praf genul ăsta de piesă ca și Naja Nau, pe care ori o iubești din tot sufletul, ori zici, bă, ce-i cu asta? Ce v-a stricat și voi playlist-ul? Pe mine au sărit niște oameni cu gura când am mai dat piesa pe radio, dar exact cum ai zis tu, m-am pregătit. Mi-am asumat. Te-ai pregătit emoțional. Da. Oricum, acum, în ultimul timp, caut o linie mai fină, puțin mai fină, în care să nu mai fie oameni care să se ia de tine. E, dar să fie în continuare, ce e bine, înseamnă că e ceva intriguing acolo, dacă... Da, și mie îmi place chestia asta, intriga... Mă pentru distrează că maxim. E în aer așa, stă exact cum ai zis tu, într-un punct de nu știi unde o să cadă mingea. Ceea ce e frumos. Dăm încă mă rafinez, cum să nu? Vrei să ne, cum ai zis tu termenul de ți-l fur, vrei să ne râzgâiem? Da, haide să ne râzgâiem, normal. Ne râzgâiem, asta e noua piesă. Ai pus versiunea live? Am și altă versiune de la tine? Da, ți-am dat versiunea de concert. Ia, revenim. Dă-mi versiunea de concert, arunc-o aici pe WhatsApp. Păi, dacă Johnny face freestyle, eu n-am voie să fac și eu ceva fel, formă de live act. O am pe... Asta e, gata. Bun, deci, dăm live Johnny Romano. Juno, vezi, nu l-am sunat pe Juno, să-l întrebăm pe unde e, nu e în oraș. Vrei să sunăm după sau înainte? Îl sunăm după piesă. Haide. Asta e piesa. Mă gândesc numai la tine, nu adorm nici nopți, nici zile, să nu-i mai vorbi cu mine. Dă-și fi mai tare piesa? Poate sunt la maxim. E la maxim piesa acum? Hai, nu adorm nici nopți, nici zile, să nu-i mai vorbi cu mine. Pravuza leagă de tine. Ce-mi place de turnele asta, vai. Fratele Juno, știi că n-am voie să beau. E la maxim instrumentalul? Really? Ai mai fost și tu pe fina, că prea ai făcut pe nas. Las că am mai găsit un buton de volum. Nu poți să ating limita mea, talent de româncă cu grade mari. N-am văzut așa ceva, rămână nici în feretar. De ce vrei să mă ia nervi? Știi că asta mă afectează la neuron. Și la fica și la bani s-a mai ales profit de 100 de euro. Ai grijă dacă te iubesc, că eu dacă mă îndrăgostesc sunt prost rău. Te ascund și tu te găsesc și te rupesc cu nebunii Crăciun, o rupe români. Mă gândesc numai la tine, nu adorm nici nopți, nici zile, de noi mai vorbi cu mine, pravuza lângă de tine. Asta nu mai așa țese. Nu adorm nici nopți, nici zile, de noi mai vorbi cu mine, bravo să leagă de tine. Na 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 da na 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 da na 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 da na na na. Răzgheala, asta e răzgheala. Asta e răzgheala, asta sunt floricelele live de freestyle. Every night
I've been thinking about breaking up, but she got that trunk in the back that makes me switch it up, so I'm fucking up. You know I know I ain't ducking, but if you wanna come around, ai grijă dacă te iubesc, că eu dacă mă-ndrăgostesc sunt prost rău. Te ascund și tot te găsesc și te răpesc cu nebunii, cu Juno, rupe românii, mamă. Mai înainte e nopți, ni zile, dar noi mai vorbi cu mine, praful-s aleagă de tine. Mă gândesc numai la tine, nu ador nici nopți, ni zile, dar noi mai vorbi cu mine, praful-s aleagă de tine. Ce mi-a plăcut să ne-am fiu dezgâiat. Să fiu în prima linie la acest concert. În prima linie. Să fiu first row groupie. Doamne, cât de frumos. Hai să sunăm pe Juro. Îl sunăm pe Juro. Îl sun eu sau sunt? Îți dau numărul lui, nu? Da. Nu ți-l dau vocal, ți-l arăt? Asta, da. Exact. Nu, cum era? Cum era să dăm numărul lui Juro pe radio? Vai. Fetelor, cine simte că vrea numărul lui Juro pe radio, scrieți-mi mie. Scrieți-mi lui Johnny Romano. Dar partea aia, zi-mi de partea aia în, cum îi zice, în engleză. Partea aia în engleză ce a fost? Apropo, că vorbeam mai devreme că e în aer. Știi că la început poate sare așa, zici, bă, asta e manea? Dar nu e manea, in the end. Trebuie să rămână cumva să aibă, să aibă touch-ul ăla al meu, știi? Mm-hmm. Chiar dacă nu e neapărat necesar sau aș putea să fac și fără, trebuie să aibă touch-ul. Și sincer să fiu cu tine, eu încă cumva îmi caut exact stilul, exact linia aia fină, aia mi-o caut. Dar auzi, Juno răspunde la numere necunoscute? Dacă nu l-are salvat. E scris numărul? Dau eu un mesaj. Scrie, da. Da. Te sunăm de la radio să te întrebăm de ce n-ai venit astăzi. N-a venit astăzi pentru că nu... El are un cam de ăsta pentru filmmaking. Așa. La care a fost invitat și e important, foarte important. Deci el nu e în oraș sau nu e în țară? Nu este în oraș. Am înțeles. Nu sună. Probabil sună-l tu direct la tine. Sună-l tu și adu-l lângă microfon. Serios? Freestyle până la capăt. Păi da, cum? Facem așa și ție sigur o să-ți și răspundă. Nu știu dacă neapărat, că dacă s-a luat cu treabă... Dacă nu, atunci se uită la live-ul ăsta, vede cât de frumos ne-am răzgheat astăzi. Da, are și treabă, da, ce să facem. De seară, mare concert Johnny Romano, fugiți la Johnny Romano pe Instagram. Vai ce încântat să n-ai idee. Ai emoții? Vai ce... Nu ai emoții, după sunt șase luni, neapărat emoții. Mai ai emoții cât așa când urci pe scenă și vezi mulți oameni în față? O să dai seama că am niște emoții, dar mai mult sunt încântat decât am emoții. Plus că am... Acum am băiat cu mine cu chitara. Frumos, pe live, ne place. E prima adăugare în band, ca să zic așa. Așa. Și e super, e super băiat. Eu te rog să mă lași așa. Mai vreau să mă râzgăi și eu să mă alind cu o treabă de la tine. Zi-mi o piesă care îți place ție tare, tare, dar să nu fie a ta. O piesă care îmi place tare, tare, dar care nu e a mea. Contează de unde e? Nu cred, nu? Dacă e din playlistul nostru, e și mai minunat. Dacă nu, și asta e interesant. Și asta o face frumoasă. Mă gândesc la ceva mai light, că am. Să zic o piesă favorită, e ok? Să meargă acum în mașină cu traficul ăsta din București, cât suntem bară la bară, să rupem uși pe ea. Ți-am dat temă de casă. Cred că cea mai recent ar fi JID Surround Sound. Bun. Căutăm și vine pe radio. Johnny Romano, îți mulțumesc tare mult că ai venit. Mersi și eu pentru invitație, mulțumesc mult. Și sper să ne întâlnim tot mai des și cu live actor tot mai faine, ca asta se arată. O zi frumoasă să aveți, oameni minunați. Eu am fost Johnny Romano. La revedere. Bară la bară cu Mihai Hânda pe Impuls.